Generațiile vin și pleacă. Tinerii de altă dată, acum sunt deja niște fotbaliști de clasă mondială care deja și-au demonstrat valoarea, însă mereu trebuie să fim foarte atenți la fotbaliștii foarte tineri, pentru că au un mare potențial și deja majoritatea au de spus chiar și în prezent un cuvânt greu în lumea fotbalului. Astăzi, ca în fiecare an de fapt, vom vedea cum arată cel mai bun prim 11 din lume folosind doar fotbaliștii cu vârste sub 21 de ani, așa că dacă vă întrebați unde sunt Haaland, Vinicius sau Mbappé, ei bine, aceștia deja au sărit de vârsta specificată mai devreme. Chiar dacă vă place acest video, apăsați și pe acel buton de like, ar fi genial să strângem 1500 de like-uri. Începem cu poziția de portar, iar aici am avut mai multe opțiuni, chiar și din România, pentru că Mihai Popa de la Voluntari este un portar chiar extrem de bun, însă am ales o variantă destul de interesantă, este vorba despre Gavin Bazunu, un portar de doar 20 de ani, care evoluează ca și titular în cel mai puternic campionat din lume, Premier League, fiind singurul portar de această vârstă din Anglia care joacă meci de meci. Acesta a fost cumpărat de Southampton de la echipa U21 a lui Manchester City pentru 14 milioane de euro, iar sfinții doresc să-l crească câteva sezoane, iar apoi să-l vândă pe o sumă uriașă de bani. Pe partea dreaptă a terenului avem o inovație pentru că Nuno Mendes în mod normal joacă în partea stângă, însă nu puteam să nu-l băgăm în această echipă, mai ales că pe poziția de fundaș laterală dreapta nu aveam atât de multe opțiuni. La doar 19 ani, acesta a reușit să se impună primul 11 al lui PSG, el fiind împrumutat de la Sporting Lisabona. În această vară PSG a plătit 38 de milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la echipa portugheză și acesta a arătat o maturitate fantastică, deși pretențiile sunt uriașe și experiența sa peste una mică. Cuplul de fundaș central este format din fotbalistul lui Arsenal, William Saliba, un fundaș central cu un potențial imens și care pe lângă calitățile defensive ajunge să bage destul de des mingea în poartă, marcând deja 2 goluri plus un asist în primele 7 etape de Premier League. 1,92 m și doar 21 de ani are Saliba, care în 2019 era cumpărat de la Saint-Étienne pentru 30 de milioane de euro. Francezul a fost împrumutat la mai multe echipe din campionatul Franței în acești ani, iar acum, într-un final, a venit timpul ca acesta să strălucească pe Emirates, lucru care se și întâmplă. Lângă el avem un alt francez și anume Wesley Fofana, un fundaș pe care Chelsea a plătit doar 80 de milioane de euro. Având în vedere câți bani s-au plătit pe acest fundaș de doar 21 de ani, peste deprisos să mai aducem argumente pentru ce l-am pus în echipă, dar totuși o să o facem. Francezul crescut tot de Saint-Étienne peste un fundaș cu un potențial enorm care are o viteză senzațională pentru înălțimea și forța fizică pe care o are. Acesta reușește depozitări precise și în viitor probabil o să ajungă unul dintre cei mai buni fotbaliști pe poziția sa. Terminăm defensiva cu un fundaș care a tot apărut prin echipele noastre Under 21, dar de care nu ne-am săturat. Este evident vorba despre Alphonso Davies, care la vârsta pe care o are deja are jucate peste 125 de meciuri în tricoul lui Bayern, fiind un fotbalist care a explodat extrem de rapid, chiar deja acum îl putem considera matur. Canadianul este un fenomen, pare o viteză senzațională comparabilă cu cea a lui Mbappé sau Adama Traoré. De asemenea, Davies face și niște faze geniale până atacă, fiind un apărător decisiv de excepție. Primul mijlocaș al echipei este un fotbalist de la Bayern München, Jamal Musiala. Acesta este văzut deja ca noul Thomas Müller și noul star al naționalei Germaniei, pentru care deja a jucat 15 meciuri la vârsta de doar 19 ani. Musiala, peste tehnică, un pasator desăvârșit și pe lângă aceste calități, puștiul are și niște execuții spectaculoase. Cotat la 80 de milioane de euro, neamțul are deja 4 goluri și un asist în primele 6 meciuri din Bundesliga, iar sezonul acesta Musiala pare o piesă de neînlocuită din mașinăria de fotbal de pe Allianz Arena.
Lângă Musiala îl vom așeza fix pe rivalul de la Borussia Dortmund, Jude Bellingham, care în această vară ar fi putut ajunge la Liverpool pentru 90 de milioane de euro, însă Dortmund a refuzat această ofertă. Bellingham a jucat pentru toate grupele de juniori ale naționalei Angliei, fiind cumpărat de la Birmingham în 2020 de către Borussia Dortmund pentru 25 de milioane, iar de atunci cota sa a tot crescut, ajungând ca la 19 ani să valoreze 90 de milioane de euro. Englezul pare un mijlocaș perfect care face foarte bine atât faza defensivă cât și cea ofensivă. Terminăm în mijlocul terenului cu Pedri, mijlocașul Barcelonei, care în sezonul trecut a fost fotbalistul cu cele mai multe minute jucate din toată lumea. Capacitatea acestuia la efort este senzațională, însă din păcate acest lucru începe să se vadă pentru că spaniolul a început să se accidenteze. Pedri parcă a fost crescut de Xavi Hernandez și Andres Iniesta pentru că acesta pare exact stilul acela clasic și fanii își pun speranțe mari în el, deoarece pare un potențial enorm, atât el cât și colegul său Gavi, care probabil va intra într-un clip de genul anul viitor. În partea dreaptă a atacului avem unul dintre cei mai buni fotbaliști din Premier League, chiar dacă are doar 21 de ani, este vorba despre Bukayo Saka, care deja până acest sezon a participat decisiv la 5 goluri în doar 7 meciuri, fiind poate cel mai bun fotbalist din lotul lui Arsenal Londra, care la ora actuală este echipa lideră din Premier League. Englezul este un fotbalist remarcabil, având o tehnică și o viteză cu adevărat impresionantă și acesta arată că este deja un fotbalist foarte matur, anul trecut fiind integralist pentru Arsenal, pentru care a marcat deja 24 de goluri și 33 de asisturi. Deja foarte multe persoane îl văd pe Adeyemi ca noul Haaland al Borussiei Dortmund, deoarece acesta are o carieră asemănătoare. Până acum, acesta a fost crescut de Bayern, însă a explodat tot la echipa austriacă RB Salzburg, pentru care a marcat 23 de goluri în sezonul trecut. De aceea, Dortmund a plătit imediat 30 de milioane de euro pentru a-l transfera pe neamțul de doar 20 de ani. Încheiem echipa cu Ansu Fati, un nume despre care veți auzi foarte multe lucruri senzaționale dacă acesta se va feri de accidentări. Ronaldinho a pasat tricoul cu numărul 10 lui Lionel Messi, care la rândul lui a ridicat enorm acest tricou, iar acum a venit timpul ca Ansu Fati să preia această moștenire uriașă, care este tricoul cu numărul 10 pe Camp Nou. Spaniolul are niște calități fantastice, este foarte rapid, driblează impecabil și reușește să finalizeze destul de bine, fiind unul din puștii care vor asigura viitorul Barcelonei în anii ce urmează. Aceasta a fost echipa noastră, pa tinerilor, dacă putem să-i zicem așa, așteptăm să vedem în secțiunea de comentarii și părerile voastre. Desigur, până data viitoare, nu uitați să apăsați pe butoanele de like, abonare și share, iar pentru cei ce doresc să ne ajute canalul și mai mult pot deveni membri. Salut!